Final de mai, dragi prieteni, bineînțeles. Finala, cum ar spune neațiții Dumitriu. UEFA Champions League, Liverpool cu Real Madrid, cole așa frumos pe malul Lisenei, la 2 cm de Tour Eiffel. Toată lumea vorbește despre statistica de zi cu zi, adică că Salah nu mai joacă, că i-au tras la șuturi la poartă, că i-au câștigat. Noi, ca întotdeauna, am zis să fim puțin mai altfel aici, la 5 minute de sport altfel, că de aia îi spune, și am zis să dăm timpul înapoi și să luăm toate finalele, maică, disputate atât de la cei de la Liverpool, au 9 prezențe în ultimul act, 6 trofee câștigate și pe partea asta, la altă, Real Madrid, 16 prezențe în finale de UEFA Champions League, deci Liga Campionilor cum era pe atunci, 13 câștigat. Am scos tot aici, uitați-vă cât au jucat ăștia între ei, băieții, sunt foarte multe meciuri. Pornim cu 1977 Liverpool cu Mönchengladbach, cu Borussia Mönchengladbach, câștigă prima lor finală 3-1. Văd că aici am găsit un băiat, Alan Simonsen. N-aș vrea să greșesc, cred că Alan Simonsen este acela care a venit cu Bayer Leverkusen pe Ghencea, nu? Când Steaua a jucat în campania de la Sevilla contra celor de la Bayer, nu? Alan Simonsen era acolo și care a dat și gol pe Ghencea. 1978 1-0 cu Club Brugge. Dalglish marchează, apoi Liverpool-Real Madrid. Iete că s-au întâlnit 1-0, am mai vorbit noi, parcă Kennedy minutul 81, țin minte și acum Santillana, mamă cum era Santillana, cu Del Bosque, cu Santillana, cu toți băieții, Liverpool câștigă, Nentu, cum îl chema pe băiatul ăla care a câștigat a treia oară, Bob Paisley, câștigă pentru a treia oară turneu. Apoi la Roma 1-1 Liverpool și 2-4 după aceea, în 84, nu la Roma, cu Roma după prelungiri, Juventus-Liverpool aici. Nu mai e nimic de glumit. Platini, minutul 58 din penalti, tragedia de pe Hazel, sfârșit de mai 1985. E foarte probabil ca mulți dintre... Da, s-a întâmplat nebunia aceea, țineți minte cu trei... Nu mai intrăm în detalii, că nu vrem să ne întristăm, 39 de morți. Faimoasa finală de la Istanbul, miracolul de la Istanbul, Liverpool AC Milan, 3-0 la pauză, după care s-apucă băieții Steve Gerrard și cu... Smicer, nu? Smicer, parcă și cu Xabi Alonso, penalti, ratare și apoi de jos așa din cădere gol, acolo chiar miracol, AC Milan își iau aia revanșa, marchează Inzaghi, două bucăți, Real Madrid-Liverpool 3-1, Gareth Bale, Liverpool-Tottenham apoi 2-0 cu Nentu Salah și ajungem la Real Madrid. La Real Madrid ar trebui să vorbim undeva 3 săptămâni despre meciurile, finalele câștigate, jucate și câștigate de ei în decursul vrei. La prima strigare Real Madrid de acolo, 1956 Real Madrid cu Stade Reims 4-3, tăticule ce meciuri cu Alfredo Di Stefano, apoi urmează 57 cu Fiorentina, 58 3-3 cu 3-2 AC Milan după prelungiri. Schiaffino, am mai vorbit noi despre Schiaffino, v-am zis de mai multe ori, Schiaffino jucător, ce era el, uruguaian sau uruguaian parcă, zice-se că juca cu părul dat cu briantin așa și era atât de fin, vă dați seama că în momentul în care Haus le dădea cu capul, nu i se mișca perișorul. Deci atât de fin era, nu făci, venea omul. Real Madrid apoi iar cu Stade Reims 2-0 și Real Madrid Eintracht Frankfurt 7-3, e considerată, am mai vorbit noi aici la 5 minute de sport altfel, cea mai frumoasă final la 10 goluri normal, cu Di Stefano, mamă, Di Stefano, Puskas și Don Francisco Paco Gento, care s-a stins din păcate acum recentamente, ci jucători erau băieții ăia de acolo, și cu Miguel Munoz, antrenor, care l-a dorit după aceea pe Gicu Dobrin. Pauză un pic, ajungem în 62, Benfica cu Real Madrid, după aia Inter cu Real Madrid, ambele câștigă, Real Madrid Partizan, Amancio, 1966, ăsta cu Liverpool și apoi pauză mare. Deci, Real Madrid în 1981 până în 1998, Mijatović, Pedia, copilul meu, așa am adresa de mail, că eu l-am iubit mult pe Mijatović. Am cu Mijatović 1969 adresa de mail, recunosc. M-am întâlnit cu el, am făcut, uite poza aia de acolo. Ia uite, vedeți poza de acolo? Și am zis, băi, Pedia, copilul meu, tu știi mă ce adresă de mail am eu? Mijatović 1969, când s-a născut el la Podgorița, în 19 ianuarie 1969, că n-ai cum să nu ții minte. Și a zis, bă, pe bune, da, cum era el cu părul gelat așa. Gheata lui cu care a marcat golul din finală de aici și a din la Septima sau cât a fost aia Real Madrid cu Juve, se află în muzeul celor de la Real Madrid. Am făcut poză și e semnată Mijatović frumos, în neagră așa și cu o dungușoară albă. Vă duceți în muzeul celor de la Real Madrid și căutați acolo și a gheata, că a vorbit nebunul ăla de Oprician la 5 minute de sport alt. Vine anul 2000, când nu vom mai fi copii,
finala de la Paris, bă, tot la Paris, de Nicule, cu Valencia, cu Adi Ilie, intrat undeva prin minutul 60 și un pic cu 3-0 Real Madrid, erau mai buni, cu Morientes, cu Steve McManaman și cu băieții, apoi Leverkusen, 20 de ani de atunci, golul acela senzațional lui Zinedine Zidane, 4-1 cu Atletico după prelungiri, 5-3 iarăși la penaltiuri tot cu Atletico în 2016, bă, dar ăștia cât? 2017 cu Casemiro, cu Juventus, 2018 Real Madrid, Liverpool, asta e aia atunci, nu? Când l-au lovit pe copilul ăla, pe Mo Salah, și Mo Salah a zis, mama, abia aștept acum să-mi iau revanșa. Dar nimeni nu i-a zis că Sergio Ramos nu mai joacă la Real Madrid. Glumim, desigur. Va fi probabil o finală pe cinste, să termină 0-0, vezi ce pumni în freză ție, Oprișene. Glumim, desigur. Probabil că va fi o finală frumoasă, nu știm acum cu goluri și așa mai departe, dar dacă nici Liverpool. Stați așa un pic, deci 9 și cu 16 ăștia, cele două echipe au 25 de finale jucate, 25 de finale de Champions League. Dacă nici două echipe care au 25 de finale Champions League între ele, de-a lungul timpului, nu între ele, că între ele n-au atat, una, două, vreo trei au așa, nu poate să ofere spectacol, atunci cine? M-am dus mult, dar ne și place subiectul și vorbim. Unii sunt cu școala englezească, iată ticule așa, și că Klopp trebuie să, că Klopp nu merge, că domnul Klopp trebuie să-și ia și cei de la Liverpool să-și ia revanșa. Pe partea asta la altă mergem cu Carlito Ancelotti, că clefă e gumă și ia mestecă, vorbește frumos o picere, mestecă gumă și ia titlul. Mii de mulțumiri, hai să ne uităm la fotbal de calitate, toate cele bune, numai bine, la revedere, 5 minuțele spre 6, spre 7 de sport altfel. Besitos!